Prinderea elvețianului drogat care a provocat un accident grav la intrarea în Sibiu arată cât de nepregătiți sunt cei care ar trebui să ne protejeze. Șoferii din mașinile făcute praf spun că agenții au folosit drept scuturi umane și nu au verificat nicio singură secundă dacă sunt răniți sau au nevoie de ajutor. La o săptămână de la urmărirea din trafic, șeful Poliției Rutiere Sibiu face declarații în exclusivitate pentru Observator. Respinge categoric acuzația că subalternii săi ar fi oprit mașinile intenționat. Susține că au ridicat mâna doar să-i avertizeze pe șofer să încetineze. Am simțit impactul și nu am înțeles ce la propriu. Victoria a fost în mașina izbită de elvețianul drogat și încă în stare de șoc. Soțul era la volan în momentul în care polițiștii încercau să prindă fugarul. Cu orice preț, acuză femeia. Eu cred că a fost premeditată inclusiv alegerea locului, felul în care ne-a oprit pe noi între locul în care ne-a oprit și capul respectiv de pod, ca să-l forțeze să intre printre mașinile noastre. Spike-urile din dotarea lor sunt mai scurte decât lățimea ADN-ului. Motiv pentru care l-au și ratat la veștem. Cred că decizia, asta e părerea mea, cred că decizia a fost luată exact așa. Dom'le, cum facem noi să ne ajungă spike-ul? Păi uite cum facem. Punem niște proști, da? Nu contează. Punem niște proști și între ei punem spike-uri. Deși inițial șefii poliției Sibiu au spus că șoferii au oprit din cauza traficului, pe imaginile surprinse de un alt conducător auto, se vede că șoseaua era liberă, așa că acum au venit cu o nouă variantă. Nu se poate observa în vreun moment activitatea, acțiunea de a opri circulația rutieră. Colegul care acționa între cele două benzi de circulație a efectuat semnale de reducere a vitezei. Total fals, spune Victoria. Am fost opriți în coloană de doi domni polițiști care erau pe mijlocul drumului. Au ridicat mâna. Opriseră deja câte o mașină pe fiecare bandă. Când un polițist ridică mâna vertical, înseamnă că toată lumea trebuie să oprească. Eu cred că este puțin probabil să te oprești voluntar așa pe stânga-dreapta. După impact, răniți și speriați, șoferii au așteptat în zadar ajutor. Polițiștii au plecat, noi am coborât singuri din mașini. Ne întrebam unii pe alții, sunteți bine, sunteți bine? Ei sunt obișnuiți cu misiunea, trebuie să prindem suspectul. Panică, lipsă antrenament, lipsă proceduri clare. Specialiștii mai spun și că montarea dispozitivului Spike în spatele șoferilor staționați ar fi putut avea urmări tragice. Șoseaua pe care mașina suspectului a intrat în plin în autoturismele civile are două benzi, dar n-are bandă de urgență. Pe marginea drumului este un canal adânc. Chiar în locul în care polițiștii au vrut să monteze dispozitivul, Spike este un refugiu cu o bordură înaltă, infrastructură care nu i-a permis șoferului fugar să ocolească obstacolul, așa cum a făcut în urmă cu câțiva kilometri în aceeași urmărire. Șoferii acuză pe agenți că i-au folosit drept scut uman și sunt hotărâți să-i dea în judecată. Am rămas cu traume. Fac atacuri de panică. Din ziua aia am început să fac atacuri de panică foarte urâte. Cum mi-e teamă, mai teamă decât oricând să circul cu mașina. Am solicitat consiliere psihologică. Elvețianul care a produs accidentul, autoproclamat urmașa lui Vlad Țepeș, e în continuare în arest. Tânărul și-a cerut scuze pentru ce a făcut și a spus că dorea doar să ajungă în pădurea Hoia Baciu, unde ar fi vrut să devină vampir.